Salutare tuturor, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Zuba. Mi-a zis să mai joc jocul acesta, așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru că cei de la Zuba vor să ofere 1000 de gemuri gratis pe canalul meu. Cum o să fac asta? Dacă strângem 10.000 de like-uri la acest episod, încă n-am reușit să strângem, înseamnă că nu vreți gemurile pe noul Brawl Stars, cum ar veni. Uitați-vă și voi aici, mergem aici la final, 1000 de gemuri costă în jur de 1 milion, deci ei vor să dea 1 milion în fiecare episod dacă strânge 10.000 de like-uri. Deci dacă îmi place seria asta și doriți să o continuăm, să luați și voi ceva gemuri cum i-au dat mie, mi-au dat 38.000, vă va da și vouă foarte ușor, cred că în 20 secunde mi-a dat. Hai să schimbem toate chesturile astea de aici și după o să deschidem și chesturi mari, adică chesturi de aici, deci stați aproape până termin să le deschid. O să deschidem chesturi Legendary Crate la 1 milion și ceva. Așa că hai să deschidem pe steap, că oricum o să facem astăzi altele. Poate ne pică ceva, oricum ne trebuie cărți ca să mai evoluăm eroul ăsta. Cărți, cum să numesc Rafael astea? Eroi, Zubăr să numesc, auzi? Zubăr. Ne trebuie Zubăr de astea, Zubăr cards. Mă, dă numai pe Shelly, bă! Se pare că ăștia au un plan cu mine, cu Shelly ăsta, Rafael. Mai am puțin îl fac pe Shelly la level 11. Wow, wow, wow. Ține minte, Rafaele, că se apropie. Nebunia curată. Așa că am terminat cu astea, pot să iei un free gem de aici. Am băgat 13.000 de gemuri după calculele mele. Asta e o ofertă bună, sincer să fiu. Aici îți dă 40 de gemuri și aici îți dă 400. Și îți dă și un gold ăsta. Habar n-am. Spuneți în comentarii dacă ați cumpărat vreo ofertă pe jocul ăsta. Și haide să mergem. Două chesturi din astea vreau să deschid. Unu, ia fii atent, Rafael, e ceva sau nu în el? E. E ceva sau nu? E. Un mare nimic, un os. Îmi dă un os. Oh, unde-te pe Shelly? Ține-te bine că vine level 11 pe Shelly. Holy! N-am văzut niciodată un erou de level 11. Și 4342 gold. Nu sunt prea fericit cu ce am apucat. Hai să vedem ce e piggy bank-ul ăsta, că văd că îți dă și gemuri, îți dă și chestii. Pentru 2000 de gemuri, mamă, păi eu nu înțeleg piggy bank-ul ăsta. Te face ca să bagi banii în joc? Că dau 2000 de gemuri și îmi dă 2100 gemuri înapoi. What? Hai să luăm piggy bank-ul ăsta. Deschidem și ne dă și chestii, ne dă și iteme, ne dă și gemuri înapoi. Și nu s-a întâmplat nimic, am luat decât gold și chestii interesante. E interesantă oferta asta. Interesantă idee. Mai deschidem o singură de asta. Sau aș deschide una de asta. Un emerald de asta. High chance of epic item. Și aici e new character și epic item. Ia, hai să deschid asta una. Poate îmi dă new character la 600. Ia! Mi-a dat leu, duche! Mamă, ăsta e mult mai șmecher decât leonul tău. E mult mai șmecher decât leonul tău. Mi-a și... Wow. Nu cred că e bine să deschid de alea mare așa. Uite, am deschis o pasta mică la 600 și mi-a dat leu. What? Super, mă. Super, mi-a dat leu. Wow, leu ăla e chiar OP. Leu ăla. Ia să fii atent. Fii atent cât îmi ia să evoluez la următorul nivel. 20.000 gold îmi ia. Să duc la level 11. Wow, uitați-vă câți bani. Nici nu știu dacă o să mai dea alții în afară de ăștia. Deci de-aia țin de ei. Și am evoluat la level 11. Eroul ăsta trebuie să fie insane. Trebuie să fie nebun de tot. Dar avem și Leo. Unde e Leo? Iată-l pe Duke. E legendară Leo ăsta. Short fuse tank. E tank ăsta, Rafaele. Hai, ia-ți un erou și tu mai mic. Și haide să jucăm și noi meciul. Pentru că ne trebuie eroi mici. Băieți, dăm și noi primul meci cu eroul ăsta, am jucat foarte multe meciuri, se pare că e mult prea greu, are level 2, cu level 2 n-ai ce să faci aici, sincer spun eu. Rafaele, greu jocul, rău de tot, hai să mergem în tufiș, sperăm să nu vină nimeni în tufiș. Am jucat un meci cu Rafael, mă protejau băieții, dar mă rupeau, nici nu au vrut să mă lase, mă, iată aici un cangur. Nu ca. Încercăm să ne uităm la aceștia puține. Trebuie și ție aia. Bă, ce coincidență. Ia mă mâna după aia.
Mă vede girafa. E moartă, naiba. Reviamo. Bine, stați. Morți! N-a murit, mă, ăsta, că el e... Bă, da, ce ne face ăsta? Stai să nu le iau pe amândouă. Mamă, cum alergă. Cred că asta e aia principală lui. Că alergă când e de, știi, iau puțin, mar puțin, dar, o, oh, aici, iată. Iată, hop, ia uite cum îmi dă boost-ul. Bă, tu iei ca ori iei caractere care fură, Adică îl vino că... targetăm pe ăsta? Vino că eu sunt aici, îl targetăm pe ăsta. Mamă, ce dete, ești nebun. Acolo e? Nu știu. Ia stai să stau puțin pe Fuge, loc. nu stă locului. Eu stau puțin pe loc. Mănâncă, 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 mănâncă. Paolo, ce bătaie aici. Are ăla legendar, am aris. E Remus. Nu știu, caracterul ăsta e greu de jucat. Iar Remus să-și pierdu cu echipierul. Săracul Remus, bă. Dar auto-atac și nu știe că e în gardă. E aici unul spate, aici e. Vino cu, vino cu. Vine. Stai tu fiș, stai tu fiș. Vezi că ăștia sunt periculoși, rău de tot. L-a prins, l-a prins. Cred că s-a făcut carapace. S-a făcut carapace și e mort. Doamne, bine că m-ai ajutat să câștig meciul ăsta. Wow. Promit că o să mai bag bani. Mamă. Încă bărbile. Urmează bătaie de joc. Ascultați-mă, băi. Unde ești, mă? Zestoasa noastră. Hai, Rafaele, ia vezi, mă, pe ăsta. Hai, mă, acum, mă. Aic, Rafaele. Băgă-mi ești piciorul și bătură joc de mine când jucam leu. Hai, mă, Rafaele. La iglu. Hai, mă, am 5 star power. 5 star power pe ăsta, mă. Mă regenerez. Dau cu arcul puternic. Dau cu sulița puternic. Hai, mă, care vine acum? Îl nenorocesc, mă, băi. Nu-l ier, bă, mă. Te face X-Slayer, fii atent aici, level 11. Fii atent aici. Hai, tata. Care comentează, bă, la mine, bă, gamea și piciorul să îmi bag. Ia, mă, ăsta. Marco. Marco, tu comentezi la mine, bă, gamea și piciorul să îmi bag. Marco, tu comentezi la mine, mă. Vino cu Rafaele, că deja mă bag cu Marco. Marco, tu comentezi. Ia vino, mă, și tu încoa. Ia vino, mă, și tu, băga mea și piciorul să-mi bag. Care comentează, mă, așa? Hai, să te văd. Băgați ai sârmă. Fui apuși, mă, tu de aici. Ia stai, Rafaele, stai pe ăsta până mă eu să iau niște iteme. Hai să vedem acum, că se joacă aici. Ia tu, eu am un medkit. Nu mai moare, stai nebun? What? Vedeți că eu nu prea am iteme, n-am arc. Dar vreau să facem echipe astea așa. Ce să faci, mă, echipă? Ce-ai? Vino aici la Marco, că moaie pe moarte. Știi că mi-ai prins pe unul aici. Vino cu Rafaele, că e nebunie aici. Hai, mă, să vedem acum, Rafaele. Care e unul în spate, iată, e unul în spate, îl vezi? Da. Bă, i-a dat în el.
Oricum ăsta până moare. Fuck. Trebuie că eu iau asta, ce? Eu n-am nicio treabă. Am ți dat-o, ești nebun. Ia lasă-i Rafaele la mine. Spune, cheamă-mă pe mine dacă ai probleme. Zi, Mariu, se vino, că am probleme. Vino că am probleme. Pe cine, mă? Cine să luăm de tine? Joey. Arată-mi-l, mă, mie. Cu Joey, ia. Bă, tu câta viață ai, mă? Am și eu, Rafaele, să fie acolo. Asta e la Robert, de neșcară în cărere. Nu m-am chinuit să-l omor. Ia, omoară-l odată pe Robert, să vedem unde e. Ce-mi face. Stai să-l văd unde e. Aici e? Da. Hai, mă, Robert, calmează. Vino cu acă, eu mă bat cu alții aici. Bă, da, dă ăsta, mă. Wow, cât de ușor am câștigat. E incredibil. Cum mă te răzbuni, mă, Rafaele? Ce să ne jucăm? Ia uite cum face sestoasa mea. Băieți, ne reîntoarcem cu Bruce. Încercăm să câștigăm un match. Hai să vedem, Rafaele, gardianul aici. Vino către Iglu. Mamă, câți ăștia sunt. Câte mai mulți aici. Zici că e grădină zoologică. Dar stai. Chiar e grădină zoologică. Chiar e. Mamă, ce acolo ești, nebun. Hai mă, cum nu l-am luat? Vezi că sunt mulți oameni aici. Hai mă, lasă prostiile, Rafaele, ce-ai? Iată. Tu nu mai ai putere. Iată. Iată. Bun, bun, bun. Dacă dă ăsta legendară mine, vino cu acu, o lua razna. Vai, mamă. Mersi. Dă-i manier că-l face, mă. A, nu-l băga pe ăla în coa, ce faci? Holy fuck, nu. Lasă-mă că-l luă eu. Adel! E Adel aici! Aia! Aia! Bă, ce le faci, monstru? Aia! Mi-a furat kitul! Mi-a furat kitul! Mi-a furat kitul, băga mea și piciorul! Mi-a furat kitul! Mi-a furat kitul! Îmi furtă mie kitul, mă, băga mea și piciorul! Nu-i rocoacă, nebunie asta! Mihai, ce faci, tată, că vii și îmi comentezi bine la episoade, că nu sunt bun și tu mori în fața mea. Uite că bași bani, X-Leader! Uite aia, mă, eu aia nu câștig. Bă, dar am nenorocit pe ăștia aici. Mai e unul în viață. Decât unul? Adel. Adel? E terici pe Adel. O, s-a dus și Adel. Tu ce faci, băi, acolo? Opa. O, uite pe Adelici. A, păi cum să-l prind eu, mă, pe Adel vreodată? Mamă, păi când se face zona mică, sunt la mâna mea ăștia, Rafaele. Nu e plihăniță ăștia, iată pe Adel aici. Iată pe Adel, iată cum stă, iată cum stă la mâna mea, Adel. Iată. Să chinuie și el să înnoate. Iată pe Adel, Rafa, iată cum îl țin aici. Ce încearcă săracul și el. Și acum trecem la lucruri serioase, Rafaele. De la astea. Bun și ăsta, bun și caracterul ăsta. Săracul Adel. Bun și caracterul ăsta. Săracul Adel. Bun și caracterul ăsta, Rafaele, bun și caracterul ăsta. E foarte tanky, face smash-ul ăla. Uite, Rafaele, ce e aici? Level 11 spre 12. Hai! Nici nu cred că am pierdut niciun meci cu broasca asta. Nu? Cu broasca n-am pierdut niciun meci. Hai să vedem care sunt cele mai multe cartele. Cartele?
caractere, vreau să zic. Să zic bine care sunt cele mai multe caractere. Și am zis cartele. Mă uitam și cred că vulpile sunt cele mai multe. N-are ce să-mi facă o vulpe mie. Hai. Eu uzi cum fac ăștia, mama mia. Hai mă, ce naiba. Mai e un om. Mama, ce e aici? Nu-ți vine să crești, deci ne-am dat aici. Oare și Alex level 7, mă? Mamă, dacă-l prind. La Marcia. Iar ei, fete, lasă-mă puțin, lasă-mă puțin cu Alex. Ia-te. Alex. Vreau, am avut o discuție cu Alex. Ha, ai văzut cum l-am luat? Broasca mea testoasă, când trage, se oprește pe loc și îi se mărește range-ul, înțelegi? Bă, tu vezi mă cât level-ul am pe gamea și piciorul. Stai puțin, Rafael. A, l-ai luat. Uite ce fac. Level 11. Te bubnește tot râsul, Rafael. Rafael is the top predator. Wow. Ține-te bine, X-Ladere. Unde ești, mă? Mă bate unul ăsta așa. Eu sunt șef aici. Și am băgat doar 25 de lei. Vezi că iar pleci pacii, Rafael. Ia lasă-mă pe mine, să văd eu despre ce e vorba. Nu mai știu. Mamă, rechinul ăla rupe. Am văzut că merge până apă, zici că e Ronaldinho. A, uite aici vulpița, aici, în față. What? M-a dat lângă, la o parte. E aici, aici se bate ăștia. Mamă, e la top predator, vino cu-a. Ia să vedem. E doar atât, nu? Eu și dacă vă prind. Atași cu tot predator. Tu știi pe Shao Kahn? Iată cum pleacă pe foc, iată cum pleacă săracii. Iată cum pleacă săracii pe foc. Nu ne mărțania. Mai e unul, nu? Bum. Shao Kahn! Hai să vede, poate iau ceva și de aici. Nimic. Mi-a dat pe Bruce. Bruce îmi trebuia mie. Poate mă supăr acum și mă iau unde sta. Da, nu mă supăr. Ok, de ready. Hai să mai încercăm o dată. Va trebui să stăm noi doi împreună, Rafael, dacă vrei să faci ceva. Altfel n-am cum eu cum... Cu un caracter de level 2, niciodată nu o să fac eu nimic în jocul ăsta. Trebuie să ai caracter de minim level 6 să faci ceva. Ți-am zis. Sunt în iglu deja. Oamenii mei sunt în iglu deja. Îi dau 0 damage ăstuia. Acum vin și eu. Pe ce să-i facă lui Rafaele? Eu nici n-arunc cu grenada. Ia-ți mă mâna după femeia mea. Dar mai vin alții. Holy fuck. Păi nu vezi ce s-aruncă. Și ăla te și campează. Dă-i vulpe aia. Bine, girafa aia. Mai și gardianul pe mine, mă! Două girafe.
Tu a venit da, la iau ceva cu tine, mă. S-a spart grenada asta în 50. Vino, Rafa, că mor! Bă! Ne batem pentru tine, zici că ești președintele țării. Du-te! Băga mea și piciorul, e useless ce se întâmplă. Bă,